pe mine mă cheamă Jean, tandagariga da taida, și am jucat în Sandokan, tandagariga da taida. Hai, hai, Jacquere, ce bine, ce bine e. Hai, hai, Jacquere, are să-l turna. Mă, dar ce fericit sunteți voi astăzi. Sunt bine voi. Păi cum? Se cunoaște, se cunoaște. Se cunoaște că n-am dormit acasă. Este! Tararara. Bună seara și bine v-am regăsit la emisiunea Uite cine gătește. Mă numesc Corea Vârlan, dar cred că deja mă cunoaște. Aseara a fost o seară interesantă. Andreea Spătar a fost bucătar șef. Și a condus o echipă formată din Vali Vigelie, Lavinia și Adrian Enache. A fost bucătar șef, un fel de a spune, că de gătit nu a prea gătit, de învățat pe ceilalți patru n-a prea avut ce să-i învețe, a fost un bucătar slab. Păi eu nu aud marșul. Bine v-am regăsit! Cum te simți? Cum a fost noaptea? Ai dormit bine? Te-ai odihnit? N-ai fost obosită? Nu, astăzi va fi alt bucătar șef. Cred că voi alege un domn. Cred că am să-l aleg pe Adrian. Vorbești bine, vorbești bine! Și ai 100 de la mine! Va primi un meniu tot de la mine. Borș de vită cu sfeclă roșie. Interesant. Pulpe de pui în sos de vin cu legume. Clătite cu brânză și mărar la cuptor. Da? 12 porții. Va primi și un buget, bineînțeles. Aici 1,5 milioane. Ia ne dați sumă de asta de recesiune, domnul Bun. Să mă adică de recesiune. De asta, știți ceva? De asta ciorba de este... a fost așa sărăcăcioasă, că n-au fost prea multe ingrediente acolo. Și până la o anumită oră stabilită de consumator, pentru că, na, ei hotărăsc, va trebui să livreze mâncarea. La ora 5:00 trebuie să fie mâncarea gata. Cam atâta este. Destul de simplu. Gata. Mergem la lucru. Dacă îți mai rămân bani, să cumperi și un suc pentru fete. Un da? Suc? Da. La revedere, tabără dragă! Pa, pa! Bună! Un șef se documentează. Bun. Un șef se documentează. Eu vreau să fie un șef corect. Atâta vreme cât am zis că nu sunt reguli, e bine. Nu? Ai o bilă albă. Sănătate. L-am prins în mașină citind de pe o carte de bucate și notându-și rețetele. E foarte bine ce a făcut. Pe cuvânt? Fripte. Care pierde? Din asta. Așa? Așa? Hai, hai. Cum e? Eu sunt de da, da? Da. Și eu te fric pe tine. Și tu trebuie să tragi mâna, să nu te ating. Mamă, zici că este! Tarararam, ticați, tarararam. 2. Așa. 3. Și... Nu! Ai trișat! N-ai zis și? N-ai zis și! Am la activ 274 de emisiuni de televiziune, cu predilecție subiectul fiind același. Cum să gătim? Cum să ne gospodărim? Cum să ne împodobim și să ne despodobim apartamentul? S-a pregătit săraca la vine, a venit într-un costum de safari, s-a dat cu parfum între ele. I-am zis, mă, mamă, la final tot apraz o să miroși. Ce mi-a spus mie, ce ne-a spus nouă domnul Horea, să punem tocătoarele astea cu hârtie de desubt. Vezi că am învățat ceva din toată povestea asta. Am găsit cuțitele.
Salut, băieți, ce faceți? Vreau, am nevoie să fac un borș de vită și trebuie cap de piept de vacă de la mai... Cu bulețe, nu? 2 kg așa. La shopping sunt rege. Deci am răbdare a 10 femei la un loc la shopping. Shopping e pasiunea mea. Deci o femeie are nebunii, n-ar avea atâta răbdare. Eu am răbdare, îmi place. Când mă duc la shopping, îmi rezerv o zi, numai pentru shopping. 6 cu 6, 12 porții. S-o fi săturând domnul numai cu una de asta așa mică. Asta că ajungi. Asta e sfeclă? Nu, e ridiche. Dar care e sfeclă aici? Sfeclă roșie ai? Aia, asta e? Da, da. Sărmâna, mulțumesc frumos. De unde se iau pungi? Pungi, imediat vă dau. Să pun un... Vă dau ce vreți. Da? Păi când mă duc la cumpărături, nu întreb și eu pe o doamnă, două, trei, care o să vină oricum să facem poze. Și zic, doamnă, spuneți-mi și mie despre asta, ce știți? Pac, pac, și mă descurc. Mă iubește femeile! Deci 4 CP. Mai mari sau mai mici? Normale. Așa, ce mai vreau? Vreau pătrunjel, două pătrunjel. Verde sau ăsta? Pentru 12 porții îmi trebuie. Femeia, cât există femeia pe pământ, există și soluții. Dar nu ridica femeia în slăfi, că te înșală și cu îngerii. Care lapte e mai bun? Vă pricepeți? Că vă că luați asta e cel mai bun. You don't speak? Which is the best milk? Yeah. This is the best. Thank you. Have a nice day. So you, man. We are in Great Britain. Now, look who's cooking now. O fi bun ăsta, că e de la munte. Am luat și lapte. O să încep cu morcovi, doamnă. Că toate femeile m-au invidiat ce morcovi am luat. Puțină verdeață, că dacă e morcovul tânăr... Și ne-am adus fecul. Selină nu iau, că nu-mi trebuie. Unde am ajuns la sumă? Ca să știu. 44. Atât. Tot ce trece pește, da, atât, nici nu mai am. Atât. Da, pentru un așa bărbat, dau toți banii de pe car. A, pentru un bărbat ca tine, dau și haina după mine. Ia să vede, tararararara. Deci 104. Fraților, priviți, record mondial! 104, băi, fii atent cum l-am fix, mă, bă. Și acum, vreți să mă controlați? Nu, no, vreau să un autograf. Controlați-mă dacă îmi credeți. Un autograf, să-mi poate? Da, dați-mă așa. Eu sunt un șef bun în tot ceea ce mă puneți să fac. Deci, cred că aș fi un șef foarte bun în bucătărie. Pentru că principiul meu este să discut cu oamenii la modul foarte silk, mătăsos, așa. Nu sunt un șef dur. Ce-mi place mie să le văd la cratiță pe divele astea. Ce-o faci? Hai să-i ascund, când vine să-i ascundem câteva ingrediente și să creadă că le-a uitat la magazin. Și după aceea ne luăm de el, începem să-l certăm. De ce n-ai cumpărat la ta? Cum vrei să-ți facem noi mâncarea? Asta e cea mai bună. E, gata. Și dacă plec? Nu și dacă pleci, știi cum e? Și dacă mor, tu cui rămâi? Cu ei să-i rămâi? Vali, tu ești stâlpul meu de bază în bucătărie acolo. Dă-mi și mie pe la vina la telefon, că vreau să o trag de urechi. Spune-mi, cu ce te pot ajuta? O să lucrăm cu cântec, cu veselie, cu glumă. Dar acum, lăsând gluma la o parte, vreau să puneți... Ce la dispoziție, să ne mișcăm repede, să nu mai facem. Dorința dumneavoastră este poruncă pentru noi. Ah, Lavi, nu mai vorbi așa, că intru în fundul ăstuia. Ah, nu l-am ratat. Fii atentă. Trebuie... utensile de astea mărunte, cum ar fi purculițe, lingurițe, pahare și ibric, să pierdem acolo. Ibric, știam că fără tine viața n-are rost. Până viitor am să mă ocup eu de ele. Gata, lasă totul pe mine, da? A spus așa, ciorbă, stai așa să căutăm. Polonicu, să gătești tu nu ala asta. Asta e de popotă. Ușa, mami, descuieți, că mama va aduce-vă la tentă. Nu să ne dăm pe lângă el, nu să așa. Adrian!
ce mult te așteptam. Hai să te ajutăm să faci gata. V-am păpat, sănătate, tot ce vă doriți. Frate, frate, te rog eu să-mi prieten tot ce mai bun. Dar astăzi hai să facem echipă mișto. Hai să facem echipă mișto, haide. Eu aș prefera să mi se dea pui la cuptor cu legume, pentru că este o mâncare pe care o fac și eu destul de frecvent. Hai să împărțim ce avem fiecare de făcut. Deci, ce facem astăzi? Puțin că nu știm ce facem. Tu faci pulpe de pui în sos de vin cu legume, așa. Mi-este teamă ca Adrian să nu-mi încredințeze mie prima rețetă, borș de vită cu sfeclă roșie, din câte am reținut, pentru că nu că mi se pare imposibil, dar mi se pare foarte greu de realizat. Vali, da. Ca de obicei tu ești o dulceață, deci te pregătești de desert, clătite cu brânză și măran. Bravo! Bravo! Andreuța! Bravo! Nu te pup, că eu iar vreau să ții revanșa, vreau să ții revanșa și să faci un borșuleț de vită cu sfeclă roșie, o nebunie. Mulțumesc, Vali, Vali, au scuză-mă, asta că am mulțumesc. Hai să începem cu lista. Trebuie să ne dea. Mie trebuie să-mi dai puiul, legumele, vinul, uleiul și... Ulei avem aici. Ia, frate. Legumele, roșiile, lanciovii. Ăștia sunt morcovi pentru care m-au invidiat toate femeile. Jumătate, da? Și eu vreau morcovi. Așa? Sfeclă, că trebuie, am spus, băi, cu sfeclă. Băi, dar ai cumpărat pe morcovei, Adriane. Ai găsit sfeclă? Ardei, dai mei! Dar doi ardei, atât. Vreau și uite, dai mei! Am și o nevoie de unul. Și aici legume, pentru tine. Păi nu vreau, mă, legume din astea. Nu, eu vreau legume din astea. Haide, mă, Adriane, eu nu fac pui cu așa ceva. O, iubirea mea, poți să fie bine. Nu, te exclus. Nu faci pe altă rog. Dacă vrei ca asta să câștigi și să iei notă mare, te rog frumos să-mi dai ingredientele de care am nevoie. Da, dar eu le-am luat că știu că le... Păi, dar eu nu am nevoie de asta. Dar nu, nu mai repede, nu mai repede să fac. Mă pierdem timpul, haideți. Exact ca în viață, mie îmi plac lucrurile de calitate, care, normal, sunt în număr mic. Roșiile, cine le-a scos? Roșii. Mi-ai scos roșiile din ăla. Da, frumos, nu era serios, că aveam și roșii. De cum ce? Aveai? Păi dă-le încoace. Aveam roșii, cine le-a scos? Ai luat-o? Și ouă am luat, de toate, nu, păi și le-a scos. Sunt? Hai mă, că le-a scos, le-am pus pe toate acolo. Ce ai, mă, unde sunt? Cum le-am scos? Nu, dacă nu sunt aici, erau aici. Aici e masa mea, să înțeleg, nu? Aici e masa mea. Bună! Coria! Opa! Coria, deja am organizat treaba, dar fii atent, mi-a luat cineva de aici, mi-a luat alimentele, am luat roșii, am luat o... Ce alimente? Și nu mai sunt aici, le-am adus eu cu mâna mea. Domnul Horia, adu bonul, bonul, să vedem dacă le-ai cumpărat. Că mergem peste ăștia la magazin, poate nu ți le-a dat. Da, bon. De ce nu ești îmbrăcat, Adriana? De ce nu sunt îmbrăcat? Da. Pentru că te-am așteptat pe tine. Da. Vreau să fiu un șef de echipă și un bucătar, șef autoritar. Așa că am să încep cu garderoba. Dă-mi ăsta al tău. Un veston? Nu, da. O să dau eu un veston. Domnul bucătar. Legume nu trebuie să fie. Domnul bucătar. Vreau să vă spun ceva. Spune-mi. Foarte important. Să știți că eu am o rețetă la care am ținut foarte mult. Adrian a venit cu legumele astea să le pun la cuptor cu pui. Nu asta sunteți de acord cu ele? E rețeta lui. El hotărăște. Adrian s-a descurcat puțin mai bine la cumpărături după ce cumpărături a adus. Carne arată bine. Legumele sunt binișor și este mult mai curat în bucătărie. Bine, hai că nu vreau să vă țin. Hai să te îmbraci. Acolo ar fi trebuit niște unt pentru clătitele. Da, mă duc să fac rost eu acum, nu-i problemă. Da. Ca un bun șef. Ouăle și roșii. Vali, scoate-le să terminăm, bă, de asta. Ce ai, bă, asta cu mine? Hai să te arăt o chestie. Băi, n-ai tu calajau? Asta se numește cuțit econom. Ba da, ba poți. Ce faci, mă, pur din misteria oamenilor? Bă, dacă nu le-ai curat, am luat șase ouă, le pun înapoi. Ăsta trebuie, stai un pic. Adrian, vreau să-mi dai și mie puțină vegeta, da? Uite, trage așa ușor, vezi? Cum merge? Ia uite, dintr-un capăt la altul, pleci, fără să forțezi. Când pleci să-l iei acasă, ăsta. Îl fur, da. Când nu-l are pe invertat. Nu, că e prea lung și strâm și nu. Nu morcovu, asta de curățat, mă, da, la, okay. Păi, dar astea nu sunt pulpe, astea sunt ciocănele, să știi. Ai lăsat. Sunt pulpe. Cum adică ai lăsat? Am luat câte două, Horia. De ce nu vrei să conduce mașina aia mică și conduci numai mașina de aia mare? Da, dar până la urmă a condus-o pe aia mică. Astea sunt mult mai gustoase decât ce spuneți dumneavoastră. Pentru că știi că ne-am adaptat. Așa cred eu, da. Am condus-o pe aia mică, că așa a trebuit, mă. Da. La vine este o piatră tare, are foarte multă personalitate. Și având multă personalitate, crede că tot ce spune e bine. Ma,
sunt convins că știe mult mai multă muzică decât știu eu. Eu rag ca un măgar când mă apuc să cânt. Nu cred că e același lucru și cu ea când se apucă să gătească. Dar totuși, cred că ar trebui să mă asculte pe mine și am încercat să îi explic că eu sunt cel care știu mai bine ca ea. Adrian, fii atent! Trebuie să-mi spui neapărat care este primul pas. Stăm degeaba, Vali. Nu stau. Și ca drept dovadă că nu stau... Trebuie să-mi spui care este primul pas aici, serios. Păi dai să știi borș să faci. Trebuie în dă-l-a. Păi ce trebuie să-mi spui? Păi pune-mă la fiert, să tai fideluță, sfecla, se curăță, să tai fideluță, să se fierbe în 2 litri de apă cald. Scrie mare aici. Șeful, păi da, dar degeaba tu trebuie scuze. Să-mi spui. Deci trebuie să pun tot ăsta de făină? Nu, tată, pui cât 4 linguri, că scrie acolo. Bă, Vali, v-am luat aici 12 linguri de făină trebuie să pui. 12 linguri. Da, 12 linguri. Îmi dai și o lingură? Eu am nevoie de un cuțit mai mic. Dar ce v-am spus, frate, să pregătiți vesela? De unde să-ți iau linguri acum? Că de aia te-am sunat, Vali. Băi. Mamă, ăsta chiar că știe să fie șef. De până la urmă trebuie să ascult de el, pentru că el este șeful bucătar. Și trebuie să fac mâncarea așa cum își dorește el. Pentru că și eu, la rândul meu, o să doresc același lucru. Ca ei să facă mâncarea așa cum vreau eu. Bă, ți-am sunat să faci rost de linguri și ca să ți le dau la mână. Unde sunt? Bă, am scăpat de astea, m-a ținut de vorbă. Te mint eu. Eu am vrut să vin după tine. Da, eu am nevoie de un cuțit mai mic. O fiți atât. Eu trebuie, le-a găsit. Bă, nu se poate, le-a furat ăștia, bă, roșiile. Le-a găsit. Mamă, când vine, ce-i face cu ăsta? Poate mă ceartă, că nu ți-am dat ardei. Bă, ce ți-am zis eu? Bă, la vine, fii atent că eu sunt șef, pe cuvântul meu. Și detectiv. Bă, dacă spun eu că Vali Vigelie, de când s-a născut, face mare bucurie la polițiști. Le dă de lucru la polițiști. Ia uite ce am făcut. Mă, dar nu așa mă ia asta, cât cu asta să curăță din. Bă, ia încearcă. Nu pot, am curățat mult cu obicoaia. Și mie puțin cuțitul ăla. Andreea, știi să citești? Din câte știu eu, da. Da? Te rog eu frumos. Păi de negru pe alb scrie. Păi și ce șef ești tu? Păi dar cum ce șef? Îți dau mură în... Păi cum mură în gură dacă îmi dai o carte de bucate să mă uit pe ea? Tu trebuie să-mi spui. Păi dar ți-am cumpărat tu ce scrie aici? Tu doar trebuie să le pui și s-a făcut. Eu dacă nu o să primesc nicio indicație din partea lui Adrian, nu o să fac singură preparatul. Da, o să-l întreb mai tot timpul ceea ce trebuie să fac. Dar toată sfecla asta trebuie să o curăț? Păi da, toate, da. Și o dai părăzătoare. Nu, trebuie tăiată felii. Iubirea mea, scrie clar. Se dă părăzătoare. Ți-am scris aici pe... Adrian, dacă așa ești și în viața de zi cu zi... Adrian, vreau un pic de piper, te rog. Da, ai acolo tot ce trebuie. Nu văd. Uite piper acolo. Nu există. Arată-mi-l tu. Piper, uite. Eu nu mai vreau. Ia uite ce am făcut. Da, e bine, au răzătoare. Te tăia? Nu. Nu, m-am murdărit. Nu se mai curăță? Nu se mai curăță! Vreau să-i dai tu. Andreea, o să-ți plătesc o ședință la cosmetică. Ca un șef bun ce sunt. Asta trebuie să o mai spăl, oare? Da, da, ca mea trebuie spălat. Unde e o... Eu am terminat, curătoare. Ești mare deșteapt. Dragul meu, deja am terminat puiul. Pun vinul și am terminat puiul. Dar îți caut eu, poftim. Am nevoie... Dragul meu. Am nevoie și... Dar mi-ai cerut unul, ți-am adus două. Deci ce mai vrei? Vinul, am nevoie de un de o strecurătoare. Păi, fratele meu. Vinul. Da, vreau și eu un de ăsta. O strecurătoare. Băi, nu mai pas pe ele, le bagi în seamă, mă. Frate, tu n-ai decât să le amestești, mă, încați. Adică pun apa direct așa? Păi uite-te, bă, că scrie acolo. Păi a zis cât un pic de apă și am pus prea multă făină, uite-te și tu. Păi da, pune toată sticla, că poate, sau lapte, pun. Vezi că trebuie lapte, vezi că trebuie așa în etapă. Vreau vinul, dragul meu, te rog, dă-mi și mie vinul, te rog. Vreau o strecurătoare. Strecurătoare? O strecurătoare dați-mi și mie. Adu două vase ca să nu te plictisești. Eu am nevoie de un bol mai mare, astea sunt prea mici. Vinul! Sare sfecla de aici. Deci acum nu l-ai desfăcut. Păi dacă n-am uitat tirbușul, poftim, dragoste, mă. Băi, cum faci tu, mă, asta? Nu e inversarea? Cum să fie? Cum e, mă? Ia vezi, mă, nu e. Păi ce fel de gospodin ești, mă, tu? Vali, vă rog eu frumos, băi, să fii serios. Auzi? Da, mă, se uite, bă, la bine a terminat, mă, mânca, v-aș gura. Hai, mă, dă-mi vin o dată. Nu mai țipa la mine, că-ți dau cât vrei tu. O să cer pauză, să moară mamă, de nu cer pauză cu mine. Mamă, cum arată, bă, nu știu ce faceți voi, o cam frecați. Uitați la sora mea aici din urmă. Cât să pun atâta, nu? Am nevoie de ajutor pentru că mă murdăresc toată. Păi, cât știi tu? Un jumate sau mai mult? Jumate, ajunge. Am nevoie să-mi dai asta prin răzătoare, că mă murdăresc toată. Ce să-ți dau prin răzătoare? Specla. Păi nu, asta o faci tu, că eu sunt șeful. Păi, tu faci asta. Păi eu v-am luat de toate, să mai și muncesc tot eu și așa muncesc să vă aduc totul la nas. Adrian,
Am sperat că se va organiza mult mai bine, dar n-a reușit foarte tare. Nu văd acea disciplină care este necesară în bucătărie. Pe de altă parte, văd mai multă curățenie. Pune-și tu niște mănuși și ajută-o pe Andreea să termine cu asta. Dar când ajut mai bine pe Vali, că nu se... Nu, eu am nevoie de ajutor, serios. Dar Vali, am de făcut alea, se fac imediat, te rog eu la Avi. Și am de făcut și curat la mine acolo. Băi, Adrian, e toftiș, mă, că se bagă cu mine. Băi, n-am văzut așa ceva. Ce dragă mea, ce vrei să facă? Bă, până la urmă, Vali, n-ai să mori. Ascultați-mă! Dacă n-ai decât... Toată lumea atenție la mine, da? Băi, mă, Vali, mă, te rog eu, n-ai decât făcut clătii de mă, Vali, mă. Păi spune, pun așa câte puțin, dar... Bă, scrie bănânii aici, ai să spui... Păi mi-a schimbat foaia! Și tu nu poți să-ți dai la clătite, bă! La 103, da. Unde este oala să pun asta la fiert? Oala e aici, dragostea mea, e lângă tine, te mușcă de... Păi dă-mi-o, te rog frumos! Clătește-o un pic, că nu poți să pui așa, că păi miroase șobolan. Clătește-o un pic și cu stânga și la cu dreapta, pardon, scuză-mă! Viezurele meu, haide, te rog puțin să mă ajute aici! Viezurică, haide, haide, viezurică! Viezurică, lui mama! Viezurică, e curată! Nu se pun doi linguri, doi linguri! Păi da, asta pentru 6 persoane, 4 linguri! Ajută-te pe Vali, că nu știi să citească! Mai scoate dacă ai pus pe mine! Deci 4 linguri, că avem 12 persoane! Și unde o pun? Înapoi în pungă! Înapoi în pungă? Da, hai că-ți pun înapoi asta! Vali, ține-te de acă, nu e greu, mă, Vali! Da, mulțumesc! Nu, un adevărat șef bucătar nu te pune să te uiți în carte, uite-te la pagina 103 sau 107 sau 110 cât era acolo, îți spune direct ce să faci, dar el nu știa cui să-i dea indicații mai repede, așa a spus, Vali, deschide cartea, uite-te, eu ca să nu mai deschid cartea, i-am spus că nu știu să citesc. Ai pus câte apă trebuia? Ce scrie în carte? Păi 2 litri de apă, nu 2 litri. Păi n-am măsurat, dar sigur sunt. Păi cum mă n-ai măsurat? Păi trebuie să măsuri mâncația. Păi sigur sunt 2 litri acolo. Stai, mă, e de ajuns, lasă că e bine. Sper să apreciezi acest lucru. Da, mulțumesc frumos. Bună! Bună să-ți fie inima, că tot ai venit. Domnul bucătar șef. Mamă, ce frumos arată asta. Da? Mea este domnul bucătar. Da? Știți că eu felicitări. Sunt... Dar știi, dați o notă mare. Mai spune odată ce ai spus mai devreme. Felicitări. Ce? Că despre mine, spune, am spus ceva. Știți că nu e un șef foarte bun. Nu? Nu prea știe. Da, dar e băiat frumos. Dar știi ce a spus mai devreme? Sunt fericită că am așa un șef. Mi-ai demonstrat că poți ști să fii șef. Da, acum vorba între noi fie... Eu n-aș fi pus legume de la bun început. Păi nici eu n-aș fi pus legume dacă mi-am impus de la șeful bun început, ce era să... Da. Legumele sunt... N-aș fi pus legume de la bun început pentru că carnea se face mult mai greu de comparativ cu legumele. Mai ales că alții sunt congelate, iar roșia nu necesită prea mult timp de coacere. Scoate legumele... Nu, lasă așa. Ascultă-mă pe mine. Păi cum să te ascult dacă eu te ascult mâine pe tine? Astăzi tu m-ai ascult pe mine. Scoate legumele că... Nu fii fraier, o să aibă un gust mai bun așa, crede-mă. Sunt freșcăite. Adrian, știi cât e ceasul? 3. E 35 minute. Șorba a fost pusă la foc? Da, da, e acolo bun. Ia să vedem. E fierbinte? Da. Să nu clocotească. Când clocotește, e bine să... Cu spumiera. Da, să spumești și să dai cap acolo la o parte. Domnul Horia, ce părere... Să pun și lapte? Cum să nu o să pui lapte? Pun? Cât făină. Lapte să pun? Mai trebuie făină. Păi acum nu știu câte ouă ai băgat tu. Am niciunul. Păi, dar clădintele fără ouă nu merg. Păi o să-l pune. Două câte bag? Fii atent, rețeta clasică este de 8 ouă la un kilogram de, la un litru de lapte. Da. Și făină cât cuprinde, dar eu nu fac așa ceva. 6 ouă. Eu fac cu 6 ouă. 6 ouă. 6 ouă. 6 ouă. Dar n-ar fi fost rău dacă le băteai, le spărgeai separat, ca nu cumva să riști să... Dar vreo coajă de ouă. Să intre vreo coajă. Din întâmplare, să nu riști. Nu risc. Aveți cuvântul meu de onoare. O să fii foarte atent. Okay. Să nu uiți să pui un pic de sare. Pun și sare, da. Și un pic de ulei ca să nu se prindă. Da, și un pic mai de ulei, șef. Ce să faci clătite nu e foarte, foarte simplu. Trebuie să știi care este consistența exactă a compoziției. A trebuit să-l ajut un pic. Bineînțeles, îl depunctez pe Adrian. N-am ce face. Adrian, mai am nevoie de un vas ca să punem orezul la fier. De un vas? Da. Imediat, stai să pun asta. Așa? Și exact pe aia intră acolo. Care? Mai sus. La mijloc pune. Așa. Vali, Adrian. Gata, te aduc acum. Oșile astea trebuie decojite, nu? Da, decojite și coapte un pic. Păi,
întrebare. Mai pun făină? Mai puțin conținut aici. Mai pun făină. Păi pune și făină și lapte, cred că. Mai pun făină. Vezi că îl faci ca ăla de ieri, terzi. Păi tu ai făcut-o. Dar mai bine să nu mai iau după tine, să nu stric asta aici. Andreea, ia vezi, e bun borșul ta. Mai pun lapte și... Pune-și tu botul, vezi, e bun. Nu, că nu-mi place. Mai pune lapte, hai. Auzi, să mai pun făină? Ia lasă borșul. Ajunge asta pentru 12 persoane, vine mai pun făină? Mai pune, mai pune, da, mai... 5 clătite ți-e de aici. Mai pun, uite, hai că vă fac mai multe, să mâncați și voi. Carnea trebuie să mai fiarbă? Aproape o oră trebuie să fiarbă carnea. O oră de acum înainte? Păi, nu. Vrei să pun toată funga? Fierbe greu, că evită. Pe atunci eu nu mai am ce să fac deocamdată. Păi faci curat aici, unde e... Faci curat unde ai muncit. Ok. E bine, mai trebuie, nu, lapte? Sau făină? Șeful, ce mai pun, lapte sau făină? Mamă, ce e aici? Mama, a luat o rază. E ciurma mea? Păi adu-o cârpă și vezi ce faci pe aici. Nu fac cu cârpă, ia capacul, ia capacul. Ia capacul, pe ce lume trăiești? Ia-l tu. Am curita. Am curita, mi-ai mâncat zilele. Băi, ia-mă și tu o lingură, curăță-mă pe aici. Așa din mână, că mi-e rețeta ta. Băi, uite, bă, trei curățat. Băi, mi-e încurcă, Andreea, ce n-ai putut să vezi? Andreea este un copil mare. Andreea încă nu conștientizează importanța actului de a bucătării, de a găti, de a face mâncare pentru alții. Dar, până la urmă, și dacă ar face mâncare pentru ea însăși, dacă ar face pentru copilul ei, pentru care are un copil mic, și pentru soț, e responsabilă. Șeful, Enache, șeful! Hai, vedem cu aceea! Vezi cum faci capăne de alta când ne încurcă pe aici? De Andreea, nu? Da. Păi, hai cu mână de vasă, dar asta... Păi, dar cum crezi că tu e soția mea? În ce scuze? Filul stă în brațe! Bine, mă! Doamne, viața mea, inima mea! Ia, dau să te ajut! Ia mâna, pleacă! Ți-e frică de soacră, să știi? Pleacă de ei! Cum să plec? Că spunul ăla asta în cap, așa fiartă! Andreea? Da? Dă-mi spun mai să arunc, care o ai în mână, gata! Păi, te și aia după margine! Și aia după margine! Pune... Andreea, pune capacul la loc! Bă, dar unde-i mula vine? Vagabonțeală, băi! Băi, vagabonțeală, băi! Băi, să spăl vase, să fac toate, au plecat ăstea, bă, pus să... Tu ești bucătar, șef. Aici cine a lucrat? Andreea! Și-a lăsat-o să plece fără să facă curățenie? A luat spuma odată și a plecat la țigări. Cum merge treaba aceea, șeful? Cred, nu știu, cred că am pus prea multă de-asta, cum zice... Făină? Nu făină. Ce? Compoziție? Da. E. Yeah. Da. Arunc-o. Aici azi mai trebuie un pic de lapte. Da, mă duc acum așa, aduc, da. Pui o picătură, Val, nu prea mult ulei. O picătură, nu? Și trebuie să vezi cam ce măsură îți trebuie. Am înțeles. Deci îți trebuie cam jumate. De polonic. De polonic, da? Am înțeles. Uite, domnul șef, aici, vezi? Da, da, vă mulțumesc. Da? Fără supărare. Da. O să scad puncte pentru că ți-am dat sfaturi. Nu se poate, muncesc numai eu cu Vali. Sunt totuși doamne, nu pot să fiu dur cu ele așa. Am fost, dar nu să... Dar nu să fii și la bine, șefă? Să vezi tu! Cum mă fac, ele? Ție le fac la fel. Ce-a făcut mă la bine? Și nu e curat. Am plecat, să știți. Auzi, a tăiat roșiile, am zis să le pun întregi. Știi ce am observat până la urmă? Că Adrian n-a reușit să se impună ca bucătar șef. Asta este o bilă neagră. Am să-l de puncte și pentru acest lucru. N-a reușit să se impună și ca să acopere golurile lăsate de incapacitatea lui de a se impune, a făcut el munca fetelor în cazul de față. Bă, băiatule, bă, de nu se poate! Ți-a ieșit ție clătita? Bineînțeles! Ia uite aici! Pentru Lavinia! Au! Cum e? Cum e? Bă, Andreea, pentru... Andreea, m-am zăpăcit. Nu, era, nu te-am chemat pe tine, nu, era vorba de la tine. Nu, stai că nu veleam la tine. Păi oricum! Nu, deci puteai să mestești tu roșiile astea acum, serios, puteai să faci un gest. E de ajuns, pe bune, trebuie să punem legumele, ascultă-mă și pe mine. Mai vrei să mai pui vin? Mai pune așa, mai stropești. Nu, că mie mi-a spus domnul Horea că el ar fi pus mai puțin decât am pus eu. Dar oare puțină apă? Puțină apă cred că ar merge, nu? Eu știu că apa trebuie sau lichidul trebuie să fie la jumate cu puiul. Cred că mai trebuie să punem apă. Da. Pulpele de pui totuși în locul lor. Da. Repet, e rețeta lui.
în locul lor, eu l-aș fi rumenit puțin și de-abia apoi l-aș fi pus în tavă cu un sos de legume. Sosul care l-aș fi făcut pe sobă ca să meargă mult mai repede. Așa aș fi făcut eu. Banii trebuie să fie 24 de clătite. 24? Ce, bă, te-a nebunit, maica domnului? Nu, mă, pe 12 porții, două clătite, nu? Doamne, păi dacă le mâncați, Andreu... Te scot eu la clătite diseară. Lasă-le pe ăsta să le dăm la oameni, că la 5 tipul aia după noi. A, te frică, a? Nu, mă, dar vreau să iasă bine, mă, să mă laud cu voi. Ai intrat în panică? Vede, Enache, să-mi faci mie o căzut. Da, ați înțeles, eu am înțeles ieri ce trebuia să fac, voi astăzi nu înțeles. Pelgonesc. La vii, fă tu compoziția pentru Vali. Păi, dar nu știu. Brânza aia, atât, aia cu mărar, pac, pac, amestecată. Cum se procedează, zi? Se taie niște mărar. Fă și mie mărarul ăla, toacă-l, te rog. Și cu ce se face? Nu, atât, brânză cu mărar. Și sare, zahăr, nu pui nimic? Păi ea e dulce, brânza, ce să mai pui? Dar nu mai pui altceva, alte condimente? Cum stai cu mâncare? 4-10, Adrian. Păi dacă o carne aia de vită nu fierbe eu... Ăsta e gata, de ce nu-l scoți? Pentru că eu vreau să-l mai las, nu mi se pare că s-a făcut. Cum îți dai seama? După ce? Pentru că morcovii sunt foarte tari. Și nu s-au făcut? Nu. Da, i-ai spus foarte târziu. Eu trebuia să pun legumele odată cu carnea, că așa știu eu, așa sunt eu obișnuită, dar nu m-ați ascultat pe mine. Acum să-i notă proastă. Tu faci rețetele, tu ai avut rețetele? Da, da, ai venit și ai intervenit, vorba ei. Ai avut dreptate. Ea a vrut să le pună de la început și ai zis, nu, să le punem, nu știu ce, le-am pus, uite. Păi da, pentru că legumele fierb diferit față de carne. Nu, da, uite că o fierb mai greu decât carnea. Eu am oferit aici un 45 de minute, timp în care legumele erau de mult făcute. Legumele n-au nevoie mai mult de 2 minute. Păi le-ați băgat prea târziu. Mai trebuie să fiarbă 8 minute și după aceea trebuie să scoateți. Și-o dat mai mult silința, s-ar putea să fie un recul, nu știu dacă mâine sau poimine, s-ar putea să obosească, să plictisească de chestia asta. E un experiment interesant. Mie îmi place ce fac aici și mie îmi place ce se întâmplă și cu siguranță vor avea ceva de învățat. Credeți că s-a fiert? Carnea e întreagă? E bucată întreagă? Sunt bucățele. Da, ca să grăbiți treaba pentru că sunteți în urmă, eu zic să scoți toată carnea, să iei oala cu totul afară, scoți carnea, o lași un minut, două, trei să se răcească și o tai cuburi, cum o vei porționa, știi? Și după aceea bagi legumele la fiert în timp ce carnea e afară, pui legumele la fiert, dar nu la focul ăsta foarte mare. Vreau să vă întreb, mai mici bucățelele de carne decât atât? Păi, nu știu, acum te întreb pe tine, tu așa mănânci carnea? Tu, acum, dacă vrei să iei în lingură, asta o bagi în gură și o mănânci? Nu. Ah, și atunci ei de ce? Să fie, sunt pedepsiți? Sunt curios să vedem ce gust va avea ciorba, borșul, pentru că am aici niște dubii. Ciorba fiert clocotind. Bănuiesc că ciorba e amară. Borșul a fost încandat de puțin prea mare și sfecla a fost pusă mult prea târziu. Eu zic la 5 fără un sfert să fie gata. Într-un sfert de oră să vă grăbiți să mergeți cu treaba aia, pentru că altfel nu puteți ajunge până la ora 5. Și aveți grijă că sunt 12 porții. O porție, cât că știți, că are în jur de 350 de 400 de mililitri. Deci 12 ori 350 fac 3,5. Zeama cu borșul. Da? Fiert, ok. De specla cu legumele. Am 4 litri trebuie să fie de tot. Of, ce cicălitor este Horia. Niciodată nu este bine ce faci. La vine s-a adunat aici specla, de aia nu se duce apa la vine. Vezi să vină vidanjorul? Păi hai să desfundăm ghiuveta, zic. Păi am reușit. Vrei eu. Vrei să facem și treaba asta? Nu mă las, mă, că am făcut eu, mă. Nu-i problemă, las. Gavaș gura. Și ce fan eram al vostru. Ai pun ceva? Nu, a? Cred că foarte puțină sare și piper așa un pic. Hop, 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 hop. Foarte puțin. Haideți, mă, că suntem în întârziere. Să-l ajutăm aici pe prietenul nostru. Hai, punem ciorba? Da. Ăla e capacul, Andreea. Pune-le în asta tăiată. Ăsta e capacul, vine peste. Și le și împachetezi. E cam târziu, e 5 fără 10. La 5 trebuia să fiți, da, acolo, da, calitatea se așteaptă. Eu mai am o clătită de făcut. O clătită, nu? Da. Și o femeie frumoasă, tot o aștepți un sfert, da, de oră. Da, păi o mâncare bună. 3 porții o să iau eu. Super. Dar de ce iei 3 porții tu? Păi eu v-am comandat 12, v-am zis că știu eu de ce. Ah, ești cu două fete și tu.
Asta că nu-i rău. Hai, trebuie să plecați. Gata cu clătitaia? Mai e un pic, domnul Horia. Știu. Clătitele le-ați ambalat, da? Cu Lavinia stătei să faci clătite. Și nu le-ați pus la cuptor. Toate, nu le-am pus. Păi dar ei, clienți, au comandat clătite cu brânză și mărar la cuptor. La cuptor? Nu scrie pe foaia mea, nu scrie la cuptor. Ia citește tu pe foaia ta. Clătite cu brânză și mărar. Da? Ia degetul ăla de acolo. Haide! La cuptor. Haide-i. La cuptor. Eu am vrut, domne. N-au m-au dat. Da. A zis, domne, nu mai pierdeți timp. Că e bun să mănâncă brânză cu smântână și cu mămăligă, mănânci clătite cu... Aia merg. Știu. Cred că ar trebui să fiți deja pe drum. Da, la revedere. Andreea, poate să meargă cu mine? Nu. Bă, dar mașină bună mi-a dat. Merge mai mult. Unde ești, Benny Hill? Să-mi arăți. Băieți, a venit papa la băieți aici. Bă, nu mă întreb, bărba. Domnișoară, ce mai faceți la mulți ani? Le-am adus-o pe Andreea. Astăzi am venit eu și am zis, bă, vin, duceți-mă și pe mine la femei, numai la bărbați. Unde e degustătorul principal? La... Gustă! Domnul Gustă! Nu se facă gustata acolo! Ai gătit, aia e la final! E la final? Aia e la final, e desertul, ia! Domnul Pundaru, vă rog să serviți aceste coponere de mai pomenite. Uite, avem cior borș rusesc. O femeie trebuie să-și dea coponerea în privința calității produsului. Da, corect. Am pus și sfeclă, borș rusesc. Super! Și cărniță foarte. Și... Cum e? Foarte bună! Se pare că plătiți la fel de bine cum cântați. Tarararam, tam, tam, tarararam. Tarararam. Mon rock, baby, when love me kiss up. Mon rock, baby, when love me kiss up. Hai, și pentru că e singura doamnă de aici, să-i facem o dedicație. Dă-mi o singură noapte, dă-mi din tot doar o parte, dă-mi iubirea ta și umplem noaptea cu ea. Dă-mi o noapte nebună, dă-mi doar o noapte împreună, dă-mi ceva ce doar tu ai să-mi dai. Și o să mâncați exact ce ați gătit. Doamne Dumnezeule. Veți mânca exact ce ați gătit. Da. Să numai mea. Numai bine și mie, numai bine, sănătate. Vă pupă tata, v-a adus papa, ne mai vedem. Sănătate, Mihai, numai bine. Să știi că băiatul ăla e mai frumos decât Guță. Este bun? Ia uite-l aici. Pa! Doamne ajută! Poftă bună la toată lumea! Băiatul ăsta chiar merită notă mare. Când îmi doream eu să iau masa cu domnul Horia, cu Lavinia, eu am făcut-o, să știți. Cu Andreea. Sarea se pune după gust, să știți. Da, să vedem. Dar sarea a spus frumos. Asta vreau să spun. Sarea a spus frumos, da. Ok. Ai gustat din ciorbă? Bineînțeles, dar trebuie să punem asta sarea. Dar de ce vă strâmbați? Mă dumășesc eu în pantof. Eu? Păi descălțați-vă. Vreau să-mi spuneți acum ce părere aveți despre mâncare. Serios. Nu este senzațional, pe cuvânt. Când mergem la restaurant și mâncăm și plătim ceea ce consumăm și ne aducem mâncarea ca asta, îi mai plătiți? Eu vă întreb. Cred că nu. Bună seara! Bucătarul șină! Ai venit cu nota? Este sigilat plicul, exact ca la Oscar. Arată-ne, arată-ne. Da. Și domnul Horia are onoarea și mulțumesc. Plăcerea, bineînțeles. Șeful, luați loc, vă rog frumos. Mulțumesc, domnul. Mersi. Un artist super glumeț, pe lângă faptul că ne-a și cântat. Păi stai mă, că n-ai făcut bine ce ai făcut. A întârziat puțin cu mâncarea, dar s-a revanșat prin muzică, dans și mâncare bună. Nouă. Hai să nu zic și ați întors, da? Pentru muzică și dans au mai adăugat un 1 lângă 9. 19. 10. Da. Numai bărbați. Eu nu m-am dus într-un loc cu femei ca să am avantaje. Ce să zic? E bine. Pe drumul cel bun. Bărbații schimbă orientarea. Ce să zic, e bine. Am să spun și eu câteva cuvinte despre mâncare și n-am să fiu lung sub nicio formă. Ciorba trebuia fiartă la temperatură mai mică. Borșul ar fi trebuit să fie fiert cu sfecla, separat. Și pus mai spre sfârșit, avea nevoie de puțin leuștean, carnea e puțin cam tare, dar nu e o problemă mare, nici din punctul meu de vedere, și cred că nici pentru ei n-a fost o problemă treaba asta. Pulpele de pui,
gustul este ok, faptul că a fost bine este ok, ați mai adăugat și altceva afară de vin, cred că ați mai pus și niște apă, nu trebuia să o puneți acolo, cu siguranță ați mai adăugat uscat, apă, nu, nu trebuia să puneți. Legumele au fost băgate de avalma, legume congelate care sunt preferite înainte, roșii care sunt moi, cu ceapă și păstrănac care sunt tari. Nu fierb împreună. Gustul în mare nu rău. Clătitele, aluatul a fost ok. Acolo am ajutat. Da, l-ai făcut, am ajutat. Pentru asta trebuie să depunctezi, pentru că n-ați știut. Nu apreciez că n-ai condus bine bucătăria, pentru că ai făcut treaba fetelor. Te dau să facă ele să fac, asta. Tată, să le iau la tată, omor? Tată. M-am purtat cât am trebuia putut de frumos. Singur. Nu pot să... Ce să zic? Nu pot să zic că Adrian a fost chiar bucătar șef. E greu. E greu să fii bucătar șef. Am mai spus-o și o repet. Necesită mult timp, multă experiență și implică și cunoștințe și capacitatea de a coordona. În mare am scăzut 4, muta 6. Felicit ambiția cu care ai pornit la treabă. Vreau să-l felicit și pe domnul Vali. Vă mulțumesc. Vreau să vă felicit și pe voi, dar să nu vă supărați pe mine, nu sunt misogin. Vă felicit numai pentru jumătate din activitate. Până terminăm, domnul Horea, o să vedeți că o să ne felicitați în adevăratul sens al cuvântului. Să vedem când o să fii bucătar șef ce o să faci. Sunt tare curios să o văd pe la vine cum se descurcă, pentru că având acea personalitate puternică, ar putea să greșească câteodată, tocmai datorită acestei personalități. Bună seara, bine v-am... A fost o echipă de bucătari care au gătit sub conducerea Elenei Spătar. Elena, băte. Cam asta este. Astăzi, nu știu ce să mai zic. Mă numesc Horia Vârlar și după cum mă duc încoace și încolo. Stai puțin, ca să recap puțin. Deci, borș de vită, pulpe de vin în sos. Sper că astăzi avem un bucătar șef bun în bucătărie.